Federația Română de Lupte începe festivitatea de premiere a sportivilor prin acordarea diplomelor de excelență. Dragi copii, aș vrea să fiți puțin atenți. Federația Română de Lupte acordă diplomă de excelență antrenorului Rusu Ștefan, multiplu campion al României, al Europei, al lumii și campion olimpic. Felicitări! Foarte, foarte febrilă activitatea din colțul saltelei, grea și viața de antrenor. Mergem mai departe cu diplomele de excelență. Se acordă domnului Pavel Nicolae, antrenor emerit al României. Felicitări, domnule antrenor! Ne bucurăm pentru prezența dumneavoastră aici. Vă salutăm! Eu, în numele comunității din Mangalia. O altă diplomă de excelență, dragii mei, se acordă domnului... Se acordă domnului antrenor Ion Giuglea! O personalitate extraordinară, cu o amprentă puternică pe zona sud-est a României, un antrenor excelent care a contribuit personal la dezvoltarea luptelor în zona Constanța, în Dobrogea. Felicitări! Medalie de bronz la concursul pe echipe, Cadeți 2013, revine echipei Clubului Sportiv Botoșani, antrenor domnul Baciu. Festivitatea de premiere este oficiată de Rusu Ștefan, antrenor emerit, campion olimpic. Campion olimpic la Moscova în 1980.
Sportivilor la categoria 53 de kilograme. Au fost în total 13 concurenți. Noi îi prezentăm pe medalii. Bravo, Bert!
Thank you.
să mai facem de tribune. Yeah.
Da, și dumneavoastră. Care este domnul? Domnul. Thank you.
Panice. Tu cine ești? Mătoschi Daniel. Bravo, Guido! Pentru campionii